Așa, și aici, așa. La marginea satului Pietroșan din Prahova, tradiția botezului cailor este veche de sute de ani. De bobotează, sfințirea animalelor este la fel de importantă ca și sfințirea caselor. Se spune că botezul este o condiție ca animalele să fie sănătoase și bune de muncă tot anul. Acest exemplar de cal regal olandez a fost vedeta adunării de la Pietroșani. Este o iapă semigrea Carina, de 5 ani. O am și pe Iza în spate, o friziancă originală, adusă din Olanda. E super! Astăzi la botezul cailor, un eveniment frumos cu tradiție. Da, foarte. De mic copil vin în coap, tradiția e în sânge. Tu cum ți se pare aici? Sunt frumoși călătorii. Ai mai participat la un astfel de... Fiecare da. An. Spune-mi, fiecare an. Ai avut un cal preferat, nu știu, dintre cei pe care i-ai văzut? Unul frumos de aici, da. De în fiecare an am participat. Foarte frumos. Frumos, ce să spun. Foarte frumos. Ați mai participat? Până anul ăsta, nu, soțul. Așa, din ce ați văzut acum? Da, este frumos. Foarte frumos, vremea e bună. Noi am fost și până la Comarnic, că s-a organizat anul trecut și acum 2 ani. Dar la Comarnic nu s-a mai făcut nimic anul ăsta. Tradiția spune că după ce sunt binecuvântați, caii trebuie să fie puși la treabă. Vin de când sunt mic, de când mă știu. Am ratat o singură ediție, nu am putut să vin pentru că nu am primit concediu de la muncă, însă am venit în fiecare an. De prin 2012 documentez an de an evenimentul. Ne-ar plăcea să vedem an de an o organizare puțin mai bună, o implicare mai accentuată din partea autorităților. Deși atmosfera este relaxată, se pot întâmpla evenimente neplăcute. Care din nefericire s-au și petrecut. Din cauza neatenției, pe izlazul unde a avut loc întâlnirea, doi adolescenți au fost loviți în mers de un cal care a fost scăpat de sub control. Dacă unul a fost atins ușor de cal, un tânăr de 21 de ani a fost lovit în plin de animal și a avut nevoie de îngrijiri medicale. O ambulanță l-a transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. A suferit o fractură în zona antebrațului, însă viața nu i-a fost pusă în pericol.